Bun găsit! Primul pod legal dedicat artei stradale din România a fost inaugurat la Cluj-Napoca. Artiștii sunt invitați să-și exprime în mod liber ideile pe un spațiu de 80 de metri pătrați. Acesta se află la podul Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca și a fost inaugurat de primărie în cadrul proiectului de bugetare participativă. Primăria a amenajat spațiul pentru a oferi artiștilor locali posibilitatea de a-și exprima creativitatea. Peretele are un regulament care interzice manifestările obscene. Edilul șef a atras atenția artiștilor stradali să nu exerseze pe alte ziduri sau pe clădirile proaspăt renovate, întrucât vor plăti amenzi drastice. Ne bucurăm pe această cale că putem oferi artiștilor clujeni un loc unde să-și manifeste creativitatea, să nu o facă pe clădirile publice sau private din centrul orașului sau de oriunde din Cluj, renovate proaspăt, ci să-și exerseze creativitatea într-un loc legal, amenajat special de primărie, pentru a-și putea pune în valoare ideile, creațiile și, de ce nu, imaginația pe care o au. E o inițiativă foarte bună, canalizează creația individuală spre o zonă care poate fi în atenția mai multora, care iubesc asemenea creații. O inițiativă bună deoarece oamenii își arată talentul. Eu am încurajat totdeauna, nu știu dacă știți, pe vremuri toți stâlpii erau plini, cu frumuseți. Sunt talentați tinerii. Nu închideți tinerii, dați-le voie să facă ce vor, pentru că dacă îi îngrădim, nu avem viitor. Clujenii mai pot vota proiectele preferate din cele 20 eligibile pentru procesul de bugetare participativă din acest an până pe 28 noiembrie. Bugetarea participativă este un proces derulat de primăria din Cluj prin care ideile și inițiativele comunității se transformă în realitate. Cele mai votate proiecte vor fi implementate de anul viitor.